Tot mai mulți tineri sunt orientați în ultimul timp în zona IT și online. Pentru asta, Ministerul Economiei a anunțat că se va deschide și un parc IT în Chișinău. Despre alte zone, putem vorbi cu aceeași încredere? Cred că putem să vorbim cu aceeași încredere în oricare altă zonă. Depinde, eu în primul rând privesc business dintr-o altă perspectivă decât se obișnuiește de obicei să se gândească într-un mod tradițional, prin prisma unor șabloane, acest este business-ul. Noi putem să reușim, practic, oriunde, numai în cazul în care, de exemplu, vrem să deschidem o stație de petrol într-un pustiu. Numai acolo, practic, nu putem să reușim. În alte zone putem reuși dacă avem o anumită inteligență emoțională, un anumit câmp psihologic, să gândim altfel, să vedem altfel business-ul, să gândim altfel produsul, să fim mult mai creativi și atunci putem să cucerim orice piață, chiar dacă este o piață deja foarte ocupată. Da, e mai complicat să te lansezi o piață care deja este surplus de companii, dar dacă vii cu ceva inovativ, dacă vii cu ceva diferit, cu o strategie de marketing bine gândită, tu poți să faci și progrese și succese și în acest domeniu, chiar dacă este ceva o zonă ocupată. Cristi, aveam inițial înainte de a aplica la instruire. Domnule Popov, unde se oprește imaginația și creativitatea în Republica Moldova? Totuși vorbim de o piață nu prea mare, vorbim despre mulți entuziaști pentru început, iar după acolo ajung cei care au legături de rudenie, salariile în plic, corupția, birocrația și multe, multe alte lucruri. Imaginația se oprește acolo unde se oprește și limitele noastre, chiar și aspirațiile noastre. Eu cred că merg pe principiul că se poate, chiar dacă este un mediu complicat, dar sau un mediu agresiv, chiar pe anumite sectoare. Însă trebuie, este o lege universală, că mediul complicat de fapt se face mai competitiv în cazul în care reziști acel mediu. Dar ai nevoie de o pregătire, poate psihologică, pentru că poți să faci, poți întâlnești mai multe eșecuri repetate, eșecuri, falimente. Și mulți tineri pot să cadă într-o dezamăgire, pentru că nu și-au satisfăcut anumite așteptări. S-au gândit la una, au avut anumite imaginații, wow, am să fiu un scurt timp un șef cu bani și așa mai departe, am să am un BMW. Nu, cum sunt de obicei visurile tinerilor, încearcă în prima fază să facă o companie, ceva și au anumite eșecuri și se alimentează, după care nu mai încerc. O statistică medie generală arată că la nivel mondial primele 4-5 companii care încerc să le deschizi falimentează și 70-80% falimentează oriunde și nu numai la noi. E o problemă practică mondială, la nivel mondial. Atunci când tineri încearcă să lanseze din lipsă de experiență, falimentează, după care nu mai încerc. Suntem acum legătură telefonică.